Paralela 45, o firmă cu experiență de peste 30 de ani. Vorbiți-ne un pic despre ce aduceți anul acesta în plus față de anii trecuți. Anul acesta aducem în plus faptul că noi, ca politică a Paralelei 45, ne dorim în permanență diversificarea ofertelor. Sperăm să venim în fața dumneavoastră și cu câteva oferte de circuit, nu doar oferta charter pe care astăzi vă prezentăm și care este reluarea unui proiect de succes din anul 2023, și anume Constanța-Antalya, și astfel sperăm ca în viitorul apropiat să reușim să propunem și circuite bazate pe cursele pe care dumneavoastră în Constanța le aveți organizate de către operatorii aerieni. Mă refer aici la Istanbul, în primul rând, Istanbul care este operat cu compania Turkish Airlines, pe care în curând vom lansa câteva oferte de circuit. Care sunt cele mai căutate circuite de către turistul român, nu doar turistul Constanța? Aici avem trei categorii de circuite. În primul rând sunt circuitele către Europa, dintr-un motiv simplu, ele sunt mai aproape ca zbor și sunt foarte aproape de cultura noastră. Aici vorbim foarte mult despre turiști care doresc să cunoască cultura și vorbim despre așa zisele city break-uri. Eu nu le-aș numi city break-uri pentru că Paralela 45 propune de fapt niște mini-vacanțe. Noi oferim aceste destinații, marile capitale ale Europei, în cadrul unor sejururi de 5 nopți. Roma, Londra, Paris, Madrid sunt doar câteva exemple. A doua categorie de circuite este aceea către destinații puțin mai îndepărtate, cum ar fi Tunisia, dar nu foarte departe de noi, nu le-aș numi exotice, și care au o istorie foarte bogată și au o cultură deosebită, iar noi avem niște circuite complete care au ghizi locali, care arată, n-ai un ghid local, n-ai făcut aproape nimic, trebuie să înțelegi unde te-ai dus. Și a treia categorie de circuite este cea a destinațiilor îndepărtate. Și aici precizez China, precizez India, de asemenea Statele Unite ale Americii, unde sperăm să fie mai ușor cu obținerea vizelor. Momentan este un ecar destul de mare din momentul aplicării, dar oricum avem o experiență foarte bună pe acest domeniu. Vorbiți-ne puțin despre China. Înțeleg că destinația China a crescut foarte mult în ultimul timp și este una din destinațiile preferate ale turistului curios care vrea să descopere o istorie bogată, cum este cea chineză. Da, China este o țară foarte mare și asta, din punctul nostru de vedere, este mană cerească pentru că oferă posibilitatea unor circuite diversificate. Noi, de exemplu, avem 4 tipuri de circuite în China. Este vorba despre un circuit standard, să spunem așa, de o săptămână, care acoperă marile metropole Beijing și Shanghai, și acesta a fost, hai să spunem, starterul, dacă se poate spune așa. După aceea avem un alt circuit care arată și, de exemplu, armata de teracotă, soldații de teracotă. Sunt distanțe mari, sunt zboruri interne, circuitele durează între o săptămână și 14 zile, însă sunt deosebite. Există și un circuit, de exemplu, cu o croazieră. Foarte frumos, da. De ce este interesul mare? Cultura este total diferită de a noastră, dar atrage, vă spun și din experiență proprie, am vizitat China și poate este m-a lăsat cu o impresie deosebit de plăcută. Ne întoarcem înapoi în timp, să știți, acolo și vedem exact cum s-a pus problema cu dinastiile, vedem cu tot o altă cultură și este interesant. Cam cât durează un sejur în medie în China, ca să poată turistul să vadă exact ce trebuie? Eu aș recomanda un circuit nu mai scurt de 10 nopți. Desigur, dacă bugetul permite. Dacă doriți să vorbim și despre buget, un circuit, atenție, în China, toate mesele la Paralela 45, cel puțin, sunt incluse. Pentru că este foarte greu la fața locului, gândiți-vă un grup de 20 de turiști, cam cât timp ia casă, preparatele având un specific chinezesc. Ei au încercat să le adapteze puțin, să le, nu vă spun cum arată cartofii prăjiți în China, dar totuși noi preferăm să avem absolut totul organizat din țară. Și suntem undeva în jurul sumei de 2000 de euro, un circuit cu toate vizitele incluse, cu ghizi locali în fiecare oraș, cu un tour escort care stă cu tine tot timpul, cu un însoțitor din partea agenției, cu hoteluri de 4 stele. E bine. Da. Vă mulțumesc foarte mult și eu.